Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci piața se întinde asemenea oglinzilor. Colinde, colinde, luna decembrie este considerată ca fiind luna cadourilor. Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar fericirea și bucuria de a dărui cadouri celor dragi sau celor mai puțin orogoși devin gesturi specifice acestei perioade. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, oamenii au tendința să se ajute mai mult ca niciodată să împlinească vise și să dăruiască cadouri. Cu aceste lucruri în minte au pornit la drum copiii de la grădinița Arechino din Dej. Coordonați de educatoare și ajutați de părinți, copiii din grupa mare B au strâns jucării și haine pe care le-au adus copiilor care locuiesc în casa de tip familial Emanuel din Dej. Mai mult de atât, pe școlarii s-au implicat și în confecționarea unor felicitări pe care le-au vândut în cadrul unei expoziții, iar banii obținuți au fost donați tot către Asociația Emanuel. La această acțiune de caritate a participat și Clubul Rotary Dej, care a donat de asemenea rechizite școlare și jucării. Asociația Emanuel este o casă de tip familial în cadrul căreia locuiesc în prezent 9 copii. Asociația Emanuel Dej este o organizație non-profit fără scop patrimonial în cadrul căreia se efectuează acțiuni de binefacere pentru acele categorii de oameni lipsiți de sprijin material sau moral. Asociația Emanuel are ca scop de bază îngrijirea, întreținerea, educarea și ocrotirea copiilor minori provenind din familii numeroase fără posibilități materiale, precum și din familii destrămate sau dezorganizate, scopul realizându-se în case de tip familial până la majoratul acestora. Misiunea celor din astfel de case este de a ajuta și de a da speranță copiilor și tinerilor în dificultate, familiilor lor prin creșterea calității vieții și promovând integrarea lor în societate. Casa de tip familial are viziunea de a crea o lume în care copiii și tinerii nu mai suferă. Această viziune alimentează continuu eforturile de a alinia durerea și suferința și de a proteja drepturile umane și fundamentale ale tuturor copiilor. De dragul Mariei și al Mântuitorului, lucește pe ceruri o stea călătorului. și băieți, mă
că toți anii negreșiți, Moș Crăciun curat sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Mulțumim, bravo! Să fii de la grădinița Arlechino. Au venit să vă cunoască pe aici de țieteți voi. Vreți să vă cunoaște? Hai să vedem cine e. Clăce pe pizza, Mimi. Vă rog frumos, le prezentați. Eu aș vrea să vină cu fiți să vedea asta ce la cură. Vă duc să duc o bobonică. No, haideți, Antonio, prezentați-vă, că uite și copiii vor să spună cum îi cheamă. Uau, ce fain! Uite, pe ea îl cheamă Antonio. Pe tine cum te cheamă? Tudor, uite, pe tine. Cum te cheamă pe tine? Și pe tine? Denis. Antonio, copiii se prezintă, când se prezintă copiii, trebuie și să fim atenți, nu? Andreea și mai departe? Tudor. Și Tudor, no, da? Ia acum să vă prezentați. Antonio. Și pe tine? Gabi. Și pe ea îl cheamă Mira. Da, și pe el îl cheamă Deni. Nu, haideți, vă rog, cum vă prezintați. Hai, Mira, să cu legul. Mă numesc Cătălogia Letiția și sunt director la grădinița Arlechino din Dej. Vă rog să ne vorbiți despre această activitate de astăzi. Ați venit aici la Casa Emanuel, le-ați adus copiilor cadouri. Despre ce este vorba? Ne-am înfrățit cu Moș Nicolae și am venit să cunoaștem acești copii minunați, dar nu numai pe ei, ci și pe cei care au grijă de ei, pe acești oameni minunați care se bucură de acești copilași în fiecare clipă, care le oferă un cămin călduros și dragoste de care au nevoie. Veți repeta și pe viitor astfel de acțiuni? Sigur că, da, nu este prima acțiune a noastră. După cum ați văzut, copiii noștri sunt obișnuiți cu astfel de acțiuni și am mai organizat cu diferite ocazii multe, multe și multe activități de acest gen. Acum, copiii de la grădinița Arlechino, din grupa mare B, îndrumați de doamnele educatoare, ajutați de părinți, au confecționat felicitări, pe apoi au amenajat o expoziție cu vânzare. Copilașii au vândut felicitările și banii obținuți au fost donați acestei asociații. Totodată, cu mare și mare interes și cu mult drag, au adunat aceste jucării și hainuțe pe care le vedeți în jurul nostru,
și le-au donat acestor copilași. Tocmai asta vreau să vă întreb, având în vedere că văd că sunteți direct implicat în acest proiect, spuneți-mi cum au reacționat copiii la acest voluntariat, la acest, acest cadou oferit altor copii? Au participat cu mare, mare drag la această acțiune și cu multă dragoste au renunțat la lucrurile lor pentru a le dărui altora. Pentru că noi învățăm de mici să fie buni cu cei din jur și să fie atenți cu copiii care au nevoie de ajutor. Le mulțumesc frumos că ne-au primit. Le dorim sărbători fericite. Le dorim putere și multă dragoste pentru acești copilași. Iar celor care s-au implicat în această acțiune, educatoarelor, copiilor, părinților, le mulțumesc și lor din tot sufletul și invit ca și pe viitor să participe la asemenea acțiuni. Colinde, colinde, e vremea colinde. Haideți să ne pregătim. Să nu. Ce va? 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 Ce va?
Sărbători fericite! Sărbători fericite! La revedere! Hai să vă ducem copiii! Haide! Haide! Ce vreau să te joc! Spuneți-ne în primul rând cum au reacționat copiii când au văzut că iată au primit nu doar vizita unor alți copii, ci au primit și cadouri. S-au bucurat enorm de mult și totodată vreau și eu să mulțumesc întregului colectiv de la Grădinița Arlechino, părinților, copiilor, tuturor, pentru tot ceea ce au adus copiilor, pentru bunătatea lor, pentru dărnicia lor, pentru că au pus suflet în această acțiune și au dăruit din ce au avut ei, deci s-au gândit deci pentru copiii care sunt în nevoie și au fost alături de noi. Le mulțumim pe această cale și le dorim sărbători fericite. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci piața se întinde asemenea oglinzilor. Colinde, colinde, dragul Mariei și al